Una de contraatac, putem să-i spunem, a celor de la Universitatea. Iată încă o dată centrarea de pe dreapta lui Butajin, exact în bocancul lui Viveiros, nu avea cum să rateze de acolo mijlocașul stâng a celor de la Universitatea Cluj. Un debut în forță a studenților care, iată, dau prima lovitură după doar 8 minute.